Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Simona Urdea și vă invit să urmăriți știrile. Făgărășenii nu se înghesuie să se vaccineze împotriva gripei porcine. Multe dintre cadrele medicale de la Spitalul Municipal au spus nu acestei imunizări, iar mulți dintre medicii de familie din oraș stau cu vaccinurile sigilate în cutii în așteptarea solicitărilor. În prima etapă de vaccinare gratuită împotriva virusului AH1N1 au fost incluse cadrele medicale din spitale. Astfel, în unitatea sanitară din Făgăraș, Direcția de Sănătate Publică a distribuit 220 de doze de vaccin. Doar 44 de cadre medicale au acceptat să se vaccineze. Nici la Victoria situația nu e mai roz. Aici s-au folosit doar 14 doze din cele 30 primite de la Direcția de Sănătate Publică. Cu câteva zile în urmă a început vaccinarea populației prin intermediul medicilor de familie. Astfel, fiecare cabinet au ajuns 50 de doze de vaccin împotriva virusului AH1N1. Oamenii însă nu se înghesuie nici aici la imunizare. Deși s-au distribuit 2300 de doze, până în prezent s-au vaccinat doar 81 de făgărășeni. Am fost în Germania și m-am vaccinat. Credeți că e bine, rău? De ce v-ați E bine. E un vaccin. Să învăța cu vaccinurile de copil, a fost învățat și e bine. Cred că nu strică la nimeni dacă face. Eu sunt de acord cu vaccinarea. Un vaccin totdeauna e bun, indiferent că e gripă porcină, că nu mai zic de gripă aviară, că... dar un vaccin totdeauna e bun. Suntem medici amândoi și am hotărât că e bine să ne ferim. Sunt mulți făgărășeni care au refuzat, foarte mulți. Fiind probabil că nu știu despre ce este vorba sau nu li se explică corect. Adică campania asta de vaccinare trebuie pregătită puțin, opinia publică trebuie cât de cât să știe despre ce este vorba, mai ales că nu dă nicio reacție. Azi dimineață ne-am vaccinat, perfect, nicio problemă, doare puțin, foarte puțin. N-am luat legătura cu medicul de familie și nu am fost așa informați ca să știm când putem să ne vaccinăm. Nu suntem... Dar ați dorit să vă vaccinați? Da. Și în următor interval de timp am dorit să efectuăm vaccinul. În special soțul meu, el are probleme și respiratorii și da, chiar am discutat în familie că ar fi necesar ca măcar el să se vaccineze. De gripă, de bolă bătrână m-am vaccinat. Dar împotriva gripei porcine? Nu am nevoie de ea. Nu sunt bolnavă de porci. Am făcut de gripă la doctorița de familie. Campania de vaccinare împotriva gripei porcine continuă, iar cadrele medicale spun că este posibil ca numărul solicitărilor pentru imunizare să crească în următoarea perioadă.